să fac apel la toți agenții economici. Cei care într-adevăr vor binele Republicii Moldova. Vă repet, eu gratis vă organizez avion să aducem tot ce este nevoie pentru medicii din Republica Moldova. Să aducem echipamente care într-adevăr vor salva și viața medicilor și viața cetățenilor care suferă de această boală. Astăzi eu merg la acest pas pentru a sprijini cetățenii și medicii să trecem peste această pandemie și Republica Moldova cât mai curând să iasă din această criză. Încă o dată repet numărul meu de telefon mobil 0680 84 400. Agenții economici care sunt de acord să o facă pentru binele cetățenilor, aștept sunetele, mesajele din partea dumneavoastră. Dacă cineva din agenții economici va decide că pentru faptul că a fost organizat acest charter, va decide să doneze ceva spitalului, clinic din municipiul Bălți care deservește tot nordul, că mai deschidem un bloc, ieri acolo am fost cu inspecția. Asta deja rămâne la dorința dumneavoastră. Eu încă o dată repet că avionul, costul avionului 210.000 de euro, în care încap aproximativ 100 de metri cub de marfă, este la dispoziția dumneavoastră și poate decola atunci când îmi spuneți dumneavoastră care este producătorul, cu ce marfă îl împlem. Eu sunt sigur că vom avea și un suport din ambasada Chinei în Republica Moldova, deoarece este o cursă umanitară, nu este o cursă comercială pentru vânzări și pentru nu știu ce. Vă mulțumesc, sper că mesajul meu a ajuns la toată lumea.